A, noroc, boss, ce zici? Bine, boss, ce să zic? Uite, acasă, tu? Boss, am nevoie puțin de ajutorul tău. Ce ai pățit? Păi, fii atent, că și așa a fost acum Halloween-ul și m-a speriat Anisia pe viața ei să mor eu. S-a deghizat în menstruație și a întârziat sau ce? Nu, mă, nu. Nu s-a costumat nimic, dar au vrut să mergem pe la mall și ghiște. O vrutea să conducă mâncața și... Anisia să conducă? Asta da Halloween de groază. Dar n-am știut că Anisia știe să conduc. Nici eu nu știam că știi să conduc. Nici ea nu știa că știi să conduc. Pentru că nu știi să conduc, de aia. De la cât de împiedicate mă mir că merge pe picioarele ei și nu târâși. Îți dai seama. Hai să-ți povestesc. Pune frâna! Așa, calcă. Și ambreiajul odată. Băi, ambreiajul, calcă și frâna odată. Care-i frâna? Mijlocul, calcă frâna. Și ambreiajul. Aoleu. Calcă ambreiajul până în capăt și pune frână. Nu știu care. Aia din mijloc, bă, odată pune frână că mor aici cu tine, pune frână, vai de capul meu. Am pus accelerație. Frână. Ce mai încet? Care? Așa. Ce înseamnă mai încet? Din pedala pentru încet. Care pedala pentru încet? Frână plus ambreiaj. Ah, uite acum te-ai oprit. Hai, mă, femeie, că acum pleacă coloana. Du-te și tu, acum nu te mai da cu ruș, tu dai cu ruș, ai nebunit acum. La du-te, mergi, că oricum o să ne facem roșu pe bot de la sânge decât dacă intri într-un copac dracului. Hai. Tu lasă-mă să mă machez, că dacă ăștia nu vroiau să ne machem, de ce au mai pus oglinzile astea? Doar așa, ca să ne asigurăm, sau de ce? Anisia, ai accelerația, nu-i frâna. Frâna e la mijloc, tu apeși pe accelerația, acum mergi. Băi, știi ce? Tu să nu spui nici ce să fac în trafic. Eu sunt femeie puternică și independentă și eu știu exact ce trebuie să fac în momentul ăsta, da? Eu dacă vreau să frânez, accelerez, na! A, mă, fata, dar chiar acum te-ai găsit să înveți tu să conduci la ori de astea de vârf și, Doamne, iartă-mă. Da, pentru că tot timpul toate fetele râd de mine că eu nu știu să conduc. Păi mai bine să râd de două deștepti decât să moară doi proști. Băi, știi ce, care-i fata? Nici măcar eu nu vreau să conduc, mie nici nu-mi place. Eu vreau doar să le demonstrez la astea că știu și eu să conduc, nu numai ele, știi? Vreau să fac un live și să le arăt. Deci tu vrei să faci live în care să faci tutorial de make-up la volan? Da, să fac un live în care să le arăt că nu sunt atât de proastă la condus cum cred ele, că sunt un Schumacher în trafic, că sunt hoinarul șoferilor, șoselilor. Deci tu vrei doar să demonstrezi prietenilor că poți conduci. Exact. Da, măi, eu vreau doar să le demonstrez lor că eu pot. Păi cine ai spus, mă, așa, mă? Păi te ajut eu, mă. Da, mă, și de asta aș avea nevoie de ajutor, tot dacă poți să mă ajuți cu chestia aia. A ta. Cu ce, mă? Cu aia, ce ai tu. De ce nu zici, mă, așa? Sigur că te ajut, nu e problemă, oricând, mai ales. Super, boss, bai, să rămână, nu știi cât de mult mă ajuți. Efectiv, m-ai salvat, la propriu, dacă trebuia să mai merg o dată cu ea. Ei, salut, fată, ce faci? Bine, fată, pe acasă, tu ce faci? Uite ce-ți fac, conduc, că eu sunt Schumacherul străzii. Conduci? Fată, nu e greu să conduci acum, sincer, ți-o spun. Trebuie doar să ai foarte multă voință. Să știi că eu m-am perfecționat, eu poți să conduc ochii închiși. Vrei să arăt? Am și adormit. Tu nebună, ai grijă. Stai, fată, liniștită, că nu se întâmplă nimic, ci tot, Doamne, stresată mai ești. Stai că, uite, mi s-a dus. Mi-am depășit linia de eyeliner asta. Da, nu, dar eu știi cum fac de obicei? Eu mă machez, eu așa mă machez, în trafic. Iau tușul, știi, îl dau corect, trasez o linie la ochiul stâng cu mâna dreaptă și se trasează super, super corect. Deci nu depășesc nici linia, continuu nici linia de tuș. Tu ești chiar nebună de tot. Eu mă șupudrez cu ajutorul mașinii, uite, pun frâni din astea și cad în pudră. Și uite ce bine m-am fardat. Da-da! Păi și Serghei? Ce zice, te lasă să conduci așa? A, Serghei? Nimic, ai zis tu ceva? A, nu, eu sunt super liniștit, acum conduci ai super liniștită și disciplinată, am toată încrederea în ea. Sigur, da! Și eu n-am nicio treabă. Eu parcă m-am născut la volan. Bine, mă. Hai, te las, baftă la condus. Ai grijă. Da, fată, hai că mai vorbim pentru că, na, acum mă apuc să fac și eu ceva, că dacă tot sunt la volan, mă relaxez, n-am ce să fac, chiar mă plictisesc. Mă apuc eu să citesc o carte sau beau un vinuț, văd eu ce fac. Bine, fată, hai, pa! Te pup! Auzi, bă, nu crezi că s-o prins? Sigur nu. Ai fost super convingătoare, crede-mă, la cât de convingătoare ai fost, cred că o să te fac șoferița grupului de acum. Da? Da. Ce păcat, nu pot să fiu șoferița grupului, că tot timpul beau. Da, dacă am fost așa de convingătoare acum, mănânci de acum să conduc? Doar dacă mai faci o dată școala de șoferi.